național și patru naiuri introduse în acea traistă pe care le scoteam pe rând, spunându-le despre noi, despre sufletul românesc, despre inima românească, apropo de sunetul românesc, care de fapt a fost și rămâne cel mai dumnezeiesc sunet, că peste Dumnezeu nu se trece, nu se spune cel mai dumnezeiesc, e dumnezeiesc, sunetul dumnezeiesc de pe această planetă. Este dar apropo aici. De 40 de ani da. De care pomeneați dumneavoastră, e o stare de suflet, e o stare de, cum să spun, că vorbeați și despre îndoiala mea, sau îndoielile mele, sau starea mea sufletească, ce simt eu acum, după două exiluri teribile, de ce m-am întors, cum m-am întors, ce vreau să fac eu după aceasta. Cum mai e inima dumneavoastră? Păi cum este și a dumneavoastră? Adică cei care speră ca România aceasta să mai fie ce a fost, așa cum spunea Petru Rare și am mai pomenit aproape în fiecare emisiune de televiziune, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Și mai mult decât atât. Și mai mult decât atât. Vă dați seama pe ce am fost noi. El se referea la el în starea sa de voievod sau în starea de voievod al lui Ștefan sau al lui Mircea cel Bătrân sau al lui Vlad Țepeș, din care au reușit americanii să îl transforme într-un sugător de sânge și într-un vampir. Poftiți? Nu o să rămânem doar cu speranța asta. O să fie, o să fim. Eu în cugetările mele am spus, nu cum a spus Antonescu, din nenorocire avem și vom avea soarta țărilor mici. Și am stat și m-am gândit. Păi cel mai mic popor din lume care este din istoria omenirii moderne? De 3.000 de ani. Israel. Ce-a devenit? Un alt popor mic din lume. Ungaria. Ce-a devenit? La ce tinde Ungaria și poporul ungar? Dar despre România se spune că ar fi de vina Maicii Domnului. Mai sunt. Da, revenim și acolo. Alt popor mic. Elveția. Știți cât numără Elveția ca popor? 8 milioane. În anii 70, când eu eram acolo, ce eram, devenisem, cum să spun, vedeam autografii prin restaurante, pe străzi, care ca și la Paris, de fapt, aveau 6 milioane, 5 milioane jumătate. Ca și Israel, acum, au sărbătorit de curând 1 milioane de locuitori. Acolo, în Israel. Pe Terra sunt mult mai mulți. Dar e o țară mică. Când te uiți pe hartă, nu știu dacă are dimensiunea unghii, cele mici de la degetul mic de la mâna. Și totuși, ce se întâmplă? Deci, eu nu cred în ce a spus Antonescu. Și spuneam în cugetările mele, cei mici se vor mări și cei mari se vor mici. Și eu, ca să vă răspund la întrebarea noastră, cred că într-o zi, această grădină a Maicii Domnului, care e pe cale să fie acoperită de un strat de ceva, ca să nu mai miroase florile ei, cum miros copacii înfloriți acum, în săptămâna mare a Sfântului Paște, că nu Fecioara Maria, care a apărut la Cluj în anii 20, în secolul trecut, nu va fi acoperită de tendințele de acaparare, cucerire, de, cum să spun, îngropare a unui popor sfânt și o țară sfântă, mai ales dacă se numește Grădina Maicii Domnului, nu va fi acoperită de nimeni și de nimic. Eu am avut două vise premonitorii. Unul, în 2009, când cântam în piața, în ajun de Crăciun, la Sibiu, într-o zi când vom avea timp, mă veți chema în alte emisiune și vă voi spune despre visele mele premonitorii și despre conceptul meu despre omenire, țări și așa mai departe. Și al doilea vis l-am avut vis, pregătite. N-a fost un vis, a fost o trăire, un mesaj primit pe scena teatrului de la Vârșeț din Serbia. Ce-ați simțit? Ce s-a întâmplat atunci? Dacă e să le povesteze, povestesc. Atunci înseamnă că bine. Acoperim toată emisiunea. Nu. Aș putea să vi le spun în câteva cuvinte, dar
este, cum să spun, este ziua Învierii Mântuitorului și multă lume ar putea să nu mă creadă. Așa că prefer să le spun într-un moment în care poporul ar fi pregătit să le primească, pentru că chiar dacă este vorba de Sfântul Paște și de Învierea Mântuitorului, vreau ca aceste momente să fie pregătite din timp și cu cea mai mare putere, ca poporul să dea crezare. Da. Deci, apropo de starea dumneavoastră, de starea mea, de starea Nicoletei, de starea tineretului român, care se află într-un dezastru total, mai ales din punct de vedere spiritual, din punct de vedere, când spun spiritual, nu neapărat pronunț cuvântul religios. Spiritualul poate să fie plasat și în altă zonă. Dar el, în sensul adevărat al cuvântului și al fenomenului spiritualitate, el e cuprins numai de către religii. Și atunci, dacă starea unui tineret dintr-o țară credincioasă care trăiește într-o credință de milenii, propagată, păstrată, crescută ca un aluat. Deci, apropo de aceste două trăiri care le-am avut, în ele sunt cuprinse starea întreagă a poporului nostru în care se află el acum în Săptămâna Mare și în Ziua Învierii Mântuitorului. Unde o să mergeți la biserică? Să luați lumină? Acolo, în comuna unde locuiesc acum, Cobia, sau chiar la Găiești, unde m-am născut, în biserica unde am fost botezat eu și înaintea mea a fost botezat fratele meu, Dumnezeu să-l ierte, Constantin, profesor de biologie, care a ieșit din lume acum 2 ani. Și unde a fost botezat și fiul meu, Georgică Dumitrescu, inginer agronom, care sunt fiii mei în Găiești, pe care îi sărut și le doresc sărbătoare fericită, înălțare fericită, fie ca sufletul nostru de român să se înalțe și ca tot poporul să fie prin acest simbol spălat, așa cum sacrificiul suprem al Mântuitorului n-a însemnat altceva decât spălarea de păcate a întregii omeniri, a omului ca sămânță vie pe pământ și iertarea păcatelor, pentru că, de fapt, asta e singura speranță, revenirea Mântuitorului și spălarea păcatelor și reînvierea noastră în El. Adică să nu mai fie simbolul învierii, ci să fie învierea înviere. Să ne găsim înviați toți care am fost, cu toți care suntem și cu toți care vom fi. Când mergeți la biserică, unde vă place? Știu că sunt niște rânduieli care trebuie respectate de bărbați și de femei, deopotrivă. Unde vă place mai mult să stați? Când mergeți la biserică? Stați toată noaptea de înviere? Nu pot să stau pentru că am dureri foarte mari de spate. Dar o păstrez în inimă. Învierea este în inimă. Vorbeam cu tata care nu prea era bisericos și îmi spunea, băi fiule, dacă tu ești într-o pustie, ce faci? Și ai tu credința nestrămutată care o văd că o ai și o trăiești în fiecare zi, că te urmăresc. Păi mă, tată, ce să fac? Mă uit și eu în jurul și ce vezi? Păi nu, decât din simț. Păi, și în afară de nisip mai vezi ceva? Păi, arhița soarelui. Și nu te jenează, nu te simți rău, nu leșini, nu cazi jos, nu ești pârjolit de puterea soarelui, de nisipul în simț. Nu știu, Dumnezeu face ce vrea cu tine. A, face ce vrea cu tine. Păi atunci la ce te mai rogi? Dacă n-ai nimic în jurul tău, pe cât arhița și nisipul încins. Păi nu știu, mă rog în mine. A, vezi că te rogi în tine. Bun.
Dacă mai mergi câțiva pași crezând că dai de un izvor de apă și ce vezi? Vezi un băț în pământ. S-ar putea. Măi, bățul ăla îl transformi în biserică. Aia e biserica. În fața lui te rogi. Deci tu transformi bățul ăla în biserică sau o bucată de piatră, o stâncă, ceva. Păi aia e, ce mai duci tu în biserică și pup la icoane, uite-te la ăla. Și m-am dus într-o zi cu tata și uite-te la ăla. Tu crezi că ăla crede în Dumnezeu mai mult decât mine, care să mă pupă și le ia așa pe rând, de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, după ei iese, se împiedică de o piatră, cade și rupe nasul sau un dege și după aia începe să înjure. Păi credință mai e aia care e în jur de Hristos și de Dumnezeu, cum a ieșit, abia te-ai rugat și ai pupat icoanele? Ce mă, biserica e în tine. Biserica e în sufletul tău. Fiecare inimă este piatra de unghi, nu? De care vorbeai Mântuitorul și pe care s-a făcut biserica creștină. Deci, fiecare bucățică din noi sau fiecare parte de om sau fiecare om în parte este o frântură din întreaga biserică a creștinătății. Deci credința, în primul și în primul rând, este în inima ta. Dar cei de la închisoare ce fac? Dar cei de pe patul spitalului, că eu mă gândesc mereu la ei, care nu mai au speranță de trăire decât, nu știu, un fir de ață, un fir de păr, ceva, nu știu. Numai Mântuitorul știe, el știe destinul fiecăruia. Acel om care stă cu oxigen în gură, care stă într-o cameră de reanimare, care e sub perfuzie, care e pe masa de operație, a unul e rănit, altul e bolnav pe moarte, altul e nu știu cum. Aceea ce speranță? Ei la cine se mai roagă? Deci credința adevărată a omului rămâne totuși inima. Maestre, vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de mine. Am ajuns la final. Da. Am văzut ce repede. O să continue, nu cu poveștile maestrului Gheorghe Zamfir. Eu zic să păstrați numele acestei emisiuni, care este o emisiune, nu pot să spun pe un cuvânt care se pronunță în ziua învierii și într-o sărbătoare atât de sfântă cum este Paștele. Acest nume spectacular, dincolo de aparențe, pentru că acolo, dincolo de aparențe, ce ar putea să se întâmple? Ceva spectacular, da. Extraordinar. Fiecare invitat trebuie să spună ceva ce n-a spus cel nimeni, sau n-a spus celălalt dinainte, sau nu va spune cel după. Dar eu cred că viitoarea emisiune pe care o să o facem să se numească Aparențele lui Gheorghe Zamfir. Oricum, dacă nu o vedem întru totul ca pe o emisiune, să o vedem întru totul ca pe o misiune. E frumos, ați încheiat super. Se pare că sunteți o mare doamnă, un suflet extraordinar de nobil, pur, curat și care își pune aceleași întrebări pe care mi le pun și eu, Gheorghe Zamfir, și le pune fiecare român care crede în Dumnezeu, măcar în momentele marilor sărbători creștine ale noastre. Și să spunem împreună, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Urez tuturor românilor o sărbătoare fericită, ca Paștele să le aducă speranțe într-o împlinire, să le aducă gânduri curate, frumoase, de împăcare cu rivalii, cu cei pe care